Ce ai învățat din asta? Ce ai învățat la pușcărie, Dane? Cu ce ai ieșit de acolo? În primul rând, cel mai important lucru e să fii om. Nu contează ce ai și ce nu ai. N-am crezut vreodată că am să ajung la pușcărie, dar... Nu, n-ai crezut asta? Niciodată? Părea. Nu, fiindcă am fost un tip, spun eu, foarte echilibrat și am știut când să mă opresc. N-am știut asta cu permisul, șofatul. Puțină lume știe, fiindcă după fotbal șofatul a fost a doua mea mare plăcere. A, deci îți place, e un hobby, chiar îți place să conduci. Da. Uh-huh. Aveam șofer și dădeam jos de la volan și mă urcam. Ce mașină îți place? Care e mașina ta preferată? Mașina... Mercedes. Cum? Mercedes. Mașina ta, care aia, Mercedes, nu? Mercedes, da. Da. Promit că o să-mi iau carne și o să-mi conduc. Cu toate că, sincer, la nebuneala care... O am datorită faptului că mă scriau ăștia fotoreporterii. Când a venit băiatul, prietenul ăsta și m-a luat, am vrut să mă urc la volan. Dar am zis, Doamne, aia mai trebuia să fac. Nu cred că ai vrut să faci. La nebuneala mea, ori ați dau cuvântul meu. Dar am vrut să mă urc. Tu nu ești sănătos. Ce ai vrut să faci? Să mă urc la volan. Bine, am vrut să merg până în stradă și stradă să mă opresc. Ca să te filmeze reporterii, nu? Da. Adică ca un gest de frondă, așa, da, nu? Da. Am zis, da, aer mai trebuie, zic, dacă o fac și pe asta... Nu e sănătos, da, pe cuvânt.